Bună ziua! Sunt Ancuța Bondar. Astăzi, la Educație Socială, vom identifica rolul și importanța principiilor și valorilor unei societăți interculturale. O resursă pentru clasa a 6. Societatea interculturală este societatea ai cărei membrii proveniți din culturi diferite, se respectă și se sprijină reciproc, pentru a se afirma atât pe sine, cât și propria cultură. Societatea interculturală este constituită pe baza unui set de principii și valori specifice. Valorile reprezintă elementele definitorii pentru viața socială și pot fi observate prin manifestări, comportamente sau atitudini, iar principiile se concentrează pe aceste valori. Potrivit orientărilor UNESCO din 2006, educația interculturală se bazează pe trei principii. Educația interculturală respectă identitatea culturală a celui care învață. Educația interculturală îi oferă fiecărui elev cunoștințele, atitudinile și abilitățile culturale necesare pentru participarea activă la viața societății. Educația interculturală îi oferă fiecărui elev cunoștințele, atitudinile și abilitățile culturale care îi vor permite să dovedească respect, înțelegere și solidaritate față de indivizi, grupuri etnice, sociale, culturale și religioase. Principiile interculturale se concentrează pe respect, solidaritate, incluziune socială, toleranță, egalitatea șanselor, dialog intercultural, combaterea discriminării, dar și alte valori. Suntem în New York, un oraș unde diversitatea culturală creează un mix urban nemai întâlnit. Opriți filmarea, analizați imaginea și stabiliți prin raportarea la diversitatea culturală trei asemănări și trei deosebiri dintre comunitatea interculturală din New York și comunitatea din care faci parte. Realizați în caiete o diagramă Venn pentru a nota asemănările și deosebirile identificate de voi. Suntem tot în Statele Unite ale Americii. Am plecat de la New York și am ajuns la Lorain. Imaginează-ți că ești reporterul școlii tale, trimis la evenimentul intercultural, Festivalul Internațional de la Lorain, Ohio. Trebuie să iei un interviu personalităților de la acest eveniment, care militează pentru respectarea valorilor și principiilor societății interculturale, pentru a scrie un articol în revista școlii tale. Scrie în caiet setul de întrebări pentru acest interviu. Spre exemplu, cum trebuie să ne raportăm la o cultură diferită de a noastră? Continuă în caiet cu alte întrebări. Abia aștept să citesc articolul din revista școlii tale după acest interviu. Pe curând!